Câți ani aveți? 51. Și de cât timp vă durere aveți? De 3 ani. Ați încercat ce? Am făcut prima pidurale mi-am făcut pidurale. Uh-huh. Săptămâna mi-a trecut. După asta am început să fac ozonoterapie. Am făcut 7 ori. Uh-huh. Am făcut acupunctură 9 ori. Uh-huh. Am făcut fizioterapie, tecăr, laser. Asta unde? La Italia. La Italia și... Și nimic. Nimic e tecăr. Am făcut, ultima dată m-am dus la Verona, la un neurochirurg, uh-huh. Și mi-au făcut două blocăți, uh-huh, de cortezon. Și 5 zile după asta iar. Adică au amorțit pe 5 zile. Da. Și am un când am venit la dumneavoastră, terminasem să fac 4 masajuri am făcut. Uh-huh. Și mi-a și cu cotul, cu mâini, să zici, mi-a și masajul doctorul și ala. Mă dure foarte tare, dar știți, pe mine m-a început să mă doar așa, dar s-o coborâțe, că s-o coborâțe, aici ieșe, ea așa în jos. Nu înțeles. Dar ți-o să controlez în primul rând. Mm-hmm. Scurt să înțeleg, ați încercat toate, da, și nimic. Da, nimic. Eu controlez încă o dată, îmi spuneți dacă doare bine. Ai, ai. Nu încă o dată, liber, liber. Ai, nu încurcăm liber. Ai! Relaxăm. Ai! Doare tare, înțeles. Nu-i prea bine, dar încercăm. Aveți și displazie? Ce? Displazie piciorului, adică un picior e mai scurt ca... Da. Piciorul ăsta e mai lung ca piciorul greu. Da.